Grigoraș a contribuit și el la titlul de campion al Oțelului. Mulți din jucătorii care au luat titlul în 2011 au fost promovați la prima echipă de Grigoraș pe vremea când acesta făcea furori la Galați. La Târgu Jiu, antrenorul adoptă aceeași metodă. L-a promovat până acum pe Tătaru, Rada, Pleașcă, Voina sau Avramescu. Asta spre bucuria tinerilor care se săturaseră să fie uitați la echipa secundă. Pe de o parte, bucuroși că am și reușit să jucăm. Am primit încredere și șansă de la domn profesor și e un lucru foarte important acesta pentru noi. Momentul critic a fost în vara anului trecut la sosirea lui Ionuț Badea la Pandurii. Acesta nici nu i-a băgat în seamă pe Rada și colegii săi. Mai domnul Badea, unii am plecat pe unde am nimerit, alții au urmat la echipa a doua, mai ales în vară că de n-am plimbat peste tot noi copii. Important e că nu ne-am pierdut încrederea și am revenit. Dar cu domnul profesor Grigoraș, altceva la echipă. Rada a fost titular în acest retur în absența lui Chiricheș, iar fundașul n-a dezamăgit. A marcat primul gol în victoria cu Universitatea Cluj, decisivă pentru salvarea de la retrogradare. A fost o bucurie de nedescris, dar m-am bucurat mai mult pentru echipă, pentru starea de spirit care aveam. Știam în ce situație suntem și totodată eram conștient că nu numai golul meu, dar și acel meci era foarte important pentru noi. Cu Grigoraș pe bancă, Tătaru și Rada speră să formeze cât de curând cuplul de bază din centrul apărării Pandurilor. Poate nu la peste 2 ani, de aia suntem amândoi aici să jucăm, nu să mai vină altcineva din alte părți sau de aia suntem de la echipă, la juniori am crescut.